Dragii mei, este timpul să jucăm jocul nostru preferat de săptămâna asta, să traducem la prima vedere un film de dragoste malalaian. Malalaian. Malaisian. Malalaian. Malalaian. În scena următoare înțeleg, dar nu am și ascultat, că oricum nu înțeleg limba. Avem așa, o doamnă bătrână, n-o să fii tu. M-a relaxat. Și rolul principal, fata, care are ceva în frunte, ca de obicei. Și domnul cu mustață. Întotdeauna în filmele de acest gen, ca în filmele indiene, există un domn cu mustață. O să încercăm să punem textul la prima vedere, ca traducere. A plecat Irina Tanisper imediat. Deci tu ești doamna bătrână și eu sunt doamna tânără. Tu ești doamna tânără și restul personajelor le facem pe rând, care cu ei vine. Tu ești doamna tânără, da? Bine. Ok, pregătită toată lumea? Atenție, cu nervii minții, vă rog frumos să încercați să vă faceți propriul vostru scenariu acasă la televizor, să vedem ce ne iese. Atenție! Uite, ți-am adus blidele astea. Ți-au rămas de la masaj. E încă apă murdară în ele. Te rog frumos, data viitoare să le speli. Că dacă nu, nu-ți mai dau bani de buzunar. Ai înțeles? Băi, n-am înțeles? Mulțumesc, ești foarte drăguță, dar eu cred că o să le aduc la Vlăduț, că ele spală mai bine. Hey, bună ziua! V-am zis că am dat ieri 14 lei pe un fresh. Da, dacă spun 14 lei... Da, te rog frumos să-i faci masaj fetei, dar nu ca data trecută, ca eu? Să-ți lucrurile murdare. O știu de când era mică. Te rog! Ce masaj! Te rog frumos să o masezi de data asta între omoplații, acolo unde îi place Irina, spui și mie. Data trecută n-ai prea făcut treabă. Mie îmi place cel mai bun lombar, să știi că auzi, am niște probleme dacă lombare. Te masezi, dacă te masezi odată cu pietre vulcanice. Eu am mai fost masat așa, e foarte bine. E foarte bine, mai ales la picioare, îmi place acolo exact pe tibie, știi? Că eu nu amortizez când sar, dacă când alerg. Dacă te masezi cu pietre vulcanice, îmi dai 14 lei să-mi iau un fresh? Îți dau, mai am 10 lei, dar cred că te descurci. Oh, 14 lei și cu 10 lei, 24, mamă, îmi iau un fresh și un pic. O să-mi rămână, da. Băi, terminați cu asta și apucați-vă de masaj, că uite. Exact, am zis, uite, urmează sfaturi și chiar te rog frumos să mă masez, că mă doare tare, tare, din ce în ce mai tare, în fiecare zi din ce în ce mai tare și tu, eu vorbesc cu tine și pe tine nu te interesează, uite-mă cum sufăr. Uite-mă, pe bune acum. Mă, da, mult vorbești, da. M-am dus la tot scoala. Uite, mă duc la doamna bătrână, că poate ea, poate mă masează. Ea, pentru că are experiența masat, mult mustăcios la viața ei și ea știe să facă masaj. Înțeleg că nu e spălătorie, este bucătărie. Nu te supăra, dar ai dinții cam galbe. Nu mai fuma. Nu mai fuma. Uite, odată am avut și o chestie asta și am spus... Băi, ori te apuci tu să o masezi, ori te masezi eu pe tine, ori ea pe mine, la cineva trebuie să facă masaj. Hai, gata, că ți-o iau. Și stop. Mai vreau! Mai bine dublăm ceva filme de acțiune. Avem și acțiune în același film, păstrăm pentru mâine. Da. Jocul nostru preferat este să punem voci pe un film pe care nu l-am văzut niciodată și oricum nu contează dacă mai auzi dialogurile, că nu știe nimeni ce zic ăștia aici. Dar știm cu toții că este întotdeauna un film de dragoste. Da. Și are întotdeauna un film de dragoste la final, un... Generic. Du-te, ia-ți un fresh, te rog. Te m-aș duce, dar n-am 14 lei. Pentru cine n-a văzut emisia de ieri, nu contează, gluma e aceeași. Da. Auzi, ia de la puberul 14 lei și du-te, ia-ți un fresh. Mersi, dar mi-a dat exact 14 lei și ăsta-s chitros. Da. De ieri.